Puterea subconștientului de Joseph Murphy. Capitolul 3. Stăpânirea supremă a fricii. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Căci el mă va ocroti în coliba lui. În ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Psalmul 27. Cine îți este Dumnezeu și stăpân în acest moment? Dumnezeul tău este atitudinea ta mentală predominantă. Este convingerea sau credința ta despre tine, despre oameni și lucruri. Acest Dumnezeu poate fi un tiran. De exemplu, dacă dispoziția ta sufletească din acest moment este una plină de resentimente, acesta este Dumnezeul sau tiranul care îți guvernează toate acțiunile și fazele vieții. Dacă având această atitudine mentală, vrei să investești niște bani, să cumpere o casă nouă sau o proprietate, vei face lucrul greșit sau vei spune lucrul greșit, pentru că predispoziția ta dominantă este una negativă. Legea spune, precum înăuntru, la fel și afară. Te temi pentru binele tău și reacționezi negativ. Frica este o lipsă de credință sau încredere în Dumnezeu, ceea ce este o negare a omnipotenței sale. Domnul îmi este lumină și mântuire. Domnul, la care se face referire aici, este Domnul Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu sau a binelui. Pentru a pune legea binelui în funcțiune, alungând astfel pentru totdeauna teama, umpleți mintea cu gânduri de putere, curaj și încredere în sine. Aceste gânduri vor genera o dispoziție sau un sentiment corespunzător care îl va alunga pe marele dușman al succesului și sănătății tale. Teama, acest dușman pe care ți l-ai creat singur, trebuie distrusă complet înainte ca Dumnezeu să poată străluci prin tine. Teama este norul care ascunde strălucirea lui Dumnezeu. Omenirea a făcut demon personal din frica de trecut, prezent sau viitor. Atitudinea noastră față de viață este cea care determină experiențele de care vom avea parte. Dacă ne așteptăm la necazuri, vom avea parte de ele. Cunoscând legea lui Dumnezeu sau a binelui, studentul adevărului se așteaptă să aibă parte doar de binecuvântări. Lumea nu este un loc al asprimii. Poate părea așa pentru că nu afirmăm sau revendicăm prezența lui Dumnezeu. Unii se tem prea mult de critici, astfel încât unele dintre cele mai frumoase gânduri ale lor nu mai ajung să vadă lumina zilei. Pentru cei care cred că Dumnezeu este singura prezență și singura putere, nu există trecut. Ei știu că atunci când cred în puterea trecutului, nu mai cred în Dumnezeu. Dumnezeu este eternul acum. Nu există viitor sau trecut în Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia, vestirea cea bună. Nu există o karmă a trecutului, există doar o credință eronată în așa ceva. Ziua mântuirii este acum, împărăția cerului ne este la îndemână. E totul bine. Sănătatea și succesul tău sunt aici acum, simte-le realitatea, simte încântarea prilejuită de ele. Convinge-te că ești ființa care tânjești să fii. Singura vinovăție care există este conștiința vinei. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia, versetul 1. Acestea sunt veștile bune. Singurul moment care contează este prezentul. Poți trăi doar în acum, poți să ai experiențe doar în acum, să plănuiești doar în momentul de acum și să gândești doar acum. Fie că faci planuri sau te temi de ceva, o faci acum. Când îți vei da seama că lipsurile și limitările de orice fel sunt rezultatul simțirii și al gândirii tale greșite, vei cunoaște adevărul care te eliberează. Munții vor fi îndepărtați. Triburile aborigene și oamenii primitivi se temeau de natură. Oamenii moderni se tem de alți oameni. În mare măsură am alungat fantomele din alte vremuri. Am combătut ciumele și în curând vom ajunge să controlăm elementele naturii. Dar avem mintea plină de propaganda modernă. Unora dintre noi le este frică să trăiască și le este frică să vorbească. Mamele se tem pentru copiilor. Toate acestea din cauza credinței superstițioase că există o altă putere care să o concureze pe cea a lui Dumnezeu. Singurul rău care există este provocat de lipsa cunoașterii legilor vieții. Dacă punem mâna pe un cablu de curent, suntem electrocutați.
Dar dacă acesta este izolat corespunzător, nu se întâmplă nimic. Răul este șocul, răul sau șocul a fost cauzat de ignoranța noastră. Cu toate acestea, orice om va recunoaște că electricitatea nu este un lucru rău. Ea binecuvântează omenirea în nenumărate moduri. Electricitatea este folosită pentru a face muzică, pentru a conduce trenuri, a prăji ouă, a aspira și pentru a lumina lumea. Răul sau teama reprezintă aplicarea noastră greșită sau înțelegerea deficitară a omniprezenței lui Dumnezeu sau a binelui. Acolo unde există teamă, nu poate exista iubire, întrucât eroarea nu poate conviețui cu înțelegerea. Cei bogați se tem că vor pierde ceea ce au. Celor săraci le este teamă că nu vor dobândi niciodată ceea ce nu au. Singura bogăție și singura siguranță se află în conștiința cu care trăim. Dacă suntem conștienți că suntem bogați, nimic din lumea aceasta nu ne poate opri să fim prosperi în corpul și în afacerile noastre. Lucrurile de care se tem oamenii nu sunt reale. Doar cel unic este real, doar cel unic este legea, doar cel unic este adevărul. Șamanul din vechime ne-a lăsat multe superstiții. În consecință, nenumărate culte din ziua de astăzi induc în continuare teama în mintea multor oameni. Să privim faptele. Cauza celor mai multe frici este teama noastră de ceilalți. Mulți oameni se roagă împreună duminica și apoi se dușmănesc unul pe celălalt începând cu ziua de luni. Răspunsul la problema fricii este înțelegerea. Orice frică este cauzată de ignoranță. Pentru a exprima armonia, trebuie să gândim și să simțim gânduri armonioase. Atunci când intrăm într-o dispoziție sufletească favorabilă succesului, încrederii în sine și fericirii, vom exprima rezultate similare în toate fazele vieții noastre. Atunci când realizăm că orice formă de discordie, boală și lipsuri e cauzată de gândirea noastră greșită, vom cunoaște adevărul care ne eliberează. Învață să îți imaginezi lucrul pe care ți-l dorești și apoi simte realitatea stării pe care o cauți. Este cel mai simplu și cel mai rapid mod de a obține rezultate. Unii obțin rezultate convingându-se de adevăr, că Dumnezeu este singura prezență și singura putere. Acesta este unul dintre cele mai minunate lucruri de știut din întreaga lume. Indiferent de cauza fricii, nu ai pe cine să tratezi sau să vindeci în afară de tine. Trebuie să te convingi că acum exprim viața, iubirea și adevărul. Să nu ne temem din nimic și de nimeni. Să nu încetăm să radiem curaj, încredere și putere. În acest fel vom zdrobi toate obstacolele din calea noastră și munții se vor sfărâma în mare. Suntem una cu puterea infinită. Dacă spunem că suntem slabi sau infirmi, spunem un lucru fals despre Dumnezeu. Teama alungă de la noi iubirea lui Dumnezeu sau binele, în același fel în care conștiința precarității atrage precaritate în sănătate, bani, afaceri și în dragoste. Trebuie să încetăm să mai predicăm teama și să ne unim în a învăța pe toți adevărul. Adevărul este că nu există iad, diavol, purgatoriu sau damnare de vreun fel. Mai mult, nu există o karmă trecută pe care trebuie să o ispășim aici. Nu există rău viitor. Dumnezeu este veșnicul acum. Aceasta este una dintre cele mai dramatice și importante afirmații din întreaga Biblie. Acum este ziua mântuirii. În chiar acest moment, tot ce ai de făcut este să te întorci spre Dumnezeu și să ceri ceea ce îți dorești să fii. Acceptă acel lucru, crezi în el și mergi pe drumul tău bucurându-te. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Iartă până la 70 de ori câte 7. Astăzi vei fi cu mine în rai. Să nu mai cultivăm frica în mințile celor tineri, să-i învățăm faptele adevărate.
Nu trebuie să predăm toleranța religioasă, trebuie să o trăim, trebuie să predăm adevărul. Nu trebuie să distorsionăm adevărul ca să putem ocupa o anumită funcție sau pentru că ne este teamă că oamenii nu se vor mai întoarce. Acest tip de frică duce la stagnare spirituală și la frustrare. Trebuie să rămânem cu privirea îndreptată spre împărăția cerurilor, nu spre împărăția de pe pământ. Trebuie să învățăm lucrul acesta pentru a cunoaște adevărul, iar adevărul ne va elibera. Nu există teamă acolo unde domnește credința în Dumnezeu. Nu există teamă acolo unde integritatea domnește în conștiința umană. Nu există teamă de critici acolo unde conștiința bunătății intră în minte. Religia este bunăvoința în acțiune sau aplicarea regulii de aur. Am văzut prin urmare că teama este slăbiciunea noastră de bază și că se bazează în întregime pe ignoranță. Căci el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Psalmul 27. Cortul este o pânză sau ceva care acoperă. Aceasta înseamnă că acoperământul va fi veșmântul lui Dumnezeu, starea de bine. Gândește-te la Dumnezeu. Începe să te întrebi, ce înseamnă Dumnezeu pentru mine? Dă-ți seama că Dumnezeu sau Eu sunt este viața din tine, conștiința ta, și că este omnipotent. De exemplu, majoritatea oamenilor din închisoare își doresc în mod automat libertatea. Dumnezeu și binele sunt sinonime. Ei încep să se gândească la această putere și înțelepciune infinită din ei. Știu că are modalități de a elibera de care ei nu au cunoștință. Își imaginează prin urmare opusul care este libertatea. Deși se află în spatele gratiilor, în meditație, își imaginează că sunt acasă, vorbind cu cei dragi. Aud voci cunoscute și simt sărutările de bun venit ale copiilor lor. Asta înseamnă să fie ocrotit sub acoperișul cortului. Acești prizonieri actualizează această stare prin sentimentul bucuriei de a fi acasă. Este posibil să te ridici suficient de sus în conștiință în 5 sau 10 minute pentru a provoca o convingere subiectivă. Acesta este înțelesul lui, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Legea spune, tot ceea ce este imprimat este exprimat, în consecință. Ușile închisorii îi sunt deschise în moduri pe care nu le cunoaște. Cât de neînțelese sunt căile lui. Citim în scripturi, nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca, versetul 12. Iisus ne spune că această împărăție este în noi, această împărăție a cerurilor, sau armonia, este în fiecare dintre noi. Înțelepciunea infinită, inteligența divină și puterea infinită sunt disponibile pentru noi toți, pentru că Dumnezeu se află în ele și El este însăși viața lor. Oricine poate dovedi că împărăția cerurilor este la îndemână. Este chiar aici, acum. Iisus a văzut-o și a trăit-o. Noi suntem doar daltoniști, de aceea nu o vedem. Orbirea este cauzată de ignoranță și frică. Suntem orbiți de secole de credințe, superstiții și dogme false. Adevărul este atât de ascuns de dogme false, încât am creat un Dumnezeu și un rai făurit de noi. Dumnezeu este pentru noi ceea ce credem noi că este. Am creat o creatură înspăimântătoare care trăiește în cer. Vizualizăm un Dumnezeu capricios și răzbunător sau o ființă de neînțeles ce trimite războaie, morime, etc. Ne-am creat propriul iad și propriul rai, bazate pe concepția noastră despre Dumnezeu. Oricine poate dovedi că împărăția cerurilor ne este la îndemână. Am să-ți spun povestea unei tinere fete care a dovedit-o. Avea un tată care venea beat acasă în fiecare noapte și care uneori o trata cu brutalitate. Trăia cu o frică permanentă de tatăl ei. Îi făcea menajul. Din cauza frustrărilor ei, fața era acoperită de acnee.
Dar noi nu trăim cu oamenii, trăim cu conceptul nostru despre ei. Dându-și seama de adevăr, fata a închis ochii în meditație și s-a concentrat pe puterea lui Dumnezeu din ea. Nu și-a mai înveșmântat tatăl în hainele sau dispoziția unui bețiv, ci în schimb a văzut un tată iubitor bun, care avea un echilibru perfect, calm și stăpânire de sine. L-a îmbrăcat în virtute, iar judecata ei a fost manta și coroană. Asta înseamnă că și-a văzut tatăl așa cum se covenea să fie el. Faptul că tatăl ei bea excesiv alcool însemna că el căuta o scăpare pentru a-și ascunde un complex de inferioritate sau un sentiment subiectiv de pierdere. Cu alte cuvinte, încerca să fugă de el însuși. Fata a rostit cuvintele care l-au vindecat și a relaxat întregul corp, a închis ochii și a început să-și spună: cum m-aș simți dacă tatăl meu ar fi iubitor, cum se cade, și pașnic? S-a concentrat pe soluție, ceea ce a generat în sinea ei o atmosferă de pace, încredere și bucurie. Asta însemna că îl îmbracă în virtute. Judecata i-a fost manta și coroană. Atunci când judești pe cineva, iei o decizie. Este verdictul final, ești judecătorul care dă o judecată. Judec după cum aud. Verdictul ei a fost un sentiment lăuntric. Sau ceva ce a auzise lăuntric. Iar acolo își văzuse tatăl zâmbind fericit și plin de veselie și a imaginat că îl aude spunându-i cât de minunat se simte, că își găsise pacea, echilibrul și stăpânirea de sine. L-a auzit de asemenea spunându-i ei cât de minunată era, avea fior de încântare pentru că tatăl ei se vindecase și era din nou teafăr. Purta o manta perfectă. Fără găuri, fără petice, fără cusături. Asta înseamnă că fata a meditat la starea de iubire, pace și unitate cu idealul ei. Orice îndoială și frică era absentă, judecata ca manta. Judecata ca o coroană înseamnă că a dat cunună împărătească în loc de cenușă, adică a văzut frumusețe în tatăl ei și a simțit-o. Frumusețea a fost exprimată pe ecranul spațiului. După o săptămână de tratament, tatăl ei a fost vindecat complet. Mai mult, era un bărbat schimbat. Atitudinea i se transformase complet, iar acum cei doi sunt devotați unul celuilalt. Ea a dovedit că împărăția cerurilor, adică armonia și pacea, ne este la îndemână acum. De ce ne este frică? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Lucrul de care te temi nu există. De exemplu, un om trăiește cu teama că afacerea sa va eșua. Afacerea sa nu o duce rău, iar el nu este în faliment. Afacerea merge ca de obicei și poate că e chiar prosperă. Eșecul există doar în imaginația lui. Iov a spus, frica de care m-am temut, aceea mi s-a întâmplat mie. Iov este fiecare om ce umblă pe pământ. Astfel, pe măsură ce afaceristul de succes continuă să mențină dispoziția sufletească a eșecului, mai devreme sau mai târziu, această dispoziție se cristalizează într-o convingere sau impresie subiectivă. Orice sentiment care a fost imprimat în mintea subconștientă ajunge să se manifeste printr-o lege imuabilă a vieții. Subconștientul, fiind impersonal și neținând cont de persoană, spune: John vrea să eșueze în afaceri, așa că procedează într-un mod despre care el, John, nu știe că e menit să facă din eșec o realitate. Toată lumea își dă seama că John este cauza propriului eșec, prin ceea ce a imaginat și a simțit. Am cunoscut o doamnă care a citit despre prăbușirea unui avion. Se gândea să meargă cu avionul la Los Angeles, dar îi era frică de accidente. Un gând negativ nu îți poate face rău decât dacă este potențat și de încărcătura pe care o aduce teama.
ca să devină subiectiv, trebuie să fie încărcat de emoție. Această doamnă nu știa ce face, era ignorantă în privința legilor vieții. Această ignoranță este cauza tuturor accidentelor și nenorocirilor ce se abat asupra noastră. După ce se imaginase într-un accident de avion și după ce adusese încărcătură emoțională acestui gând negativ simțind teamă, acesta s-a transformat într-o stare subiectivă. Când a făcut călătoria, 2 luni mai târziu a avut accidentul de care îi fusese atât de teamă. Dacă unei femei este teamă că soțul o va părăsi, iată cum își va învinge dispoziția sufletească respectivă. Teama este un sentiment negativ care îi se comunică lui. Dacă el nu cunoaște legile vieții, convingerea ei în ceea ce îl privește pe el va deveni manifestă. Cu alte cuvinte, el va face lucrurile de care ea se temea, pentru că aceasta era convingerea ei în privința lui. Ca să înlocuiască această temere, ea își va vedea soțul ca radiind calm, sănătate și fericire. Meditând dimineața și seara, ea radiază dispoziția sufletească a iubirii și păcii și simte că soțul ei este cel mai minunat om din întreaga lume. Simte că el este iubitor bun și devotat. Își imaginează că el îi spune cât de minunată este și cât de fericit, liber și echilibrat e el. Starea de teamă este acum schimbată într-o stare de iubire și pace. Acesta este spiritul lui Dumnezeu ce se mișcă în numele ei. Pe măsură ce continuă să facă asta, starea respectivă devine starea ei naturală. Ea știe acum că el nu va greși față de ea și că dragostea desăvârșită izgonește frica. Rugăciunea noastră sau dispoziția noastră zilnică trebuie să fie una de așteptare bucuroasă sau o așteptare încrezătoare a tuturor lucrurilor bune. Aceasta este cea mai mare rugăciune a noastră. Dacă ne așteptăm la ce este mai bun, vom avea parte de ce este mai bun. Dispoziția noastră este vitală. Metafizicianul modern ne învață că Dumnezeu este principiul de viață din om. Dacă te simți plin de încredere și siguranță de sine, aceasta este mișcarea atotputernică a Spiritului lui Dumnezeu din tine. Nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui și nici să îi zică ce faci. Propria noastră conștiință este Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu. Prin conștiință înțelegem existența, viața și luciditatea. Tu, cititorul, știi că existi. Această conștientizare a faptului că existi este Dumnezeu. Lucrul de care ești conștient reprezintă conceptul tău despre Dumnezeu. Trebuie să te întrebi, de care lucru sunt conștient? Răspunsul la această întrebare este credința ta despre Dumnezeu. Este ceea ce știi tu despre Dumnezeu. Atunci când spui, sunt conștient de lipsuri, sunt plin de teamă, sunt bolnav, acestea sunt minciuni. Sunt lucruri lipsite de adevăr. Atunci când spui, sunt plin de teamă, spui că Dumnezeu este plin de teamă, ceea ce este lipsit de sens. Atunci când spui, am lipsuri, spui o minciună și negi abundența și rezervele infinite ale lui Dumnezeu. Îți pui credința în eșec, iar rezultatul este că vei cunoaște eșecul. Crezi într-o minciună, dar nu poți dovedi minciuna. Condiția falsă pare reală atâta timp cât insiști asupra ei. Când încetezi să mai crezi în ea, ești liber și vindecat.